Între unghiul ABC. Da. Nu avem caiet. Da, între unghiul ABC. Așa, EMN este între unghiul ABC. Da. EMN. Da, EMN este linie mijlocie. Da. Mijlocie. Deci rezultă că EMN este perpendicular pe AB. EMN perpendicular pe AB. AB. Da. Paralelă pe AB, cu AB, poate. Paralelă, mă, sau perpendiculară? Băi, ai. Deci. Deci. Hai zi problema, mai deci, e? Deci, în triunghiul ABC, da. Dar mai avem niște. Da, mai avem. De, mai departe. Zi, mai departe, Adi. Așa. Fie MNB, mijloacele laterul AB, BC și AC. Deci. MN și? Da, M, P. M, N și P, mijloacele laterilor, da? A, B. M. M aparține lui AB, așa am zis. Da. N aparține lui B, C. P aparține lui? P aparține lui AC. Da. M, N și P, de acord. Și să arătăm că concluzia acum. Dar rămân la mijloc, nu? Adică... Da. Am, da, da, am congruent cu M, B, pe urmă, B, N, congruent cu N, C, și că A, P, congruent cu P, C, A, P, congruent cu PC. Ce trebuie să arătăm, Adi? Arătați că triunghiurile A, M, P, M, B, N, P, N, C și N, P, M sunt congruente. Deci, triunghiurile A, M, P. A, M, P. Congruent cu... Congruent cu M, B, N. M, B, N. Cu P, N, C. P, N, C. Și N, P, M. Deci P, N, C. Uite, scrie pe tablă. N, P, N, da? Da. Asta e concluzia. Hai. Da. Așa. Deci să luăm un triunghi azi. La întâmplare. Un triunghi are care luăm, da? Deci nu luăm un triunghi social sau... Haideți să nu picăm în asta cu triunghi social. Deci un triunghi are care... Nu mijloacele. Deci A, M, A, B, C, A, B, C, în care M mijlocul lui A, B, M, da. N, A lui B, C, și P mijlocul lui A, C. A, M, B, triunghiul A, M, B, congruent cu M, B, N. Cu M, B, N. Și congruent cu triunghiul P, N, C. Și cu triunghiul M, N, P. Sunt patru triunghiuri acolo, să văd, da. Nu? Unu, iar sunt cinci. Unu, doi. Nu, sunt patru, în afară de la mare. Trei, patru. Am poză, cum știu. Păi așa a făcut și domn profesor, că am văzut. Da. Exact așa. Da. Hai să vedem, să ne ocupăm de un triunghi. De A, M, P, cu triunghiul 2. M, B, N. 1 cu 2, nu? Da, triunghiul 1 cu 2. Deci demonstrație. Fie triunghiul A, M, N. Am P, da. Și triunghiul BMN. BMN. Primim la cele două triunghi să vedem ce au. Deci,
A-M-P. A-M-P. Cu B-M-N. Deci, acum... Da, deci A-M-P cu M-B-N. Unul cu doi copii. A-M-P cu M-B-N. Ce au cele două? Unul cu doi. A-P congruent cu B-M. A-M. A-M congruent cu B-M. Da. B-N. A-P congruent cu M-N. M-P este congruent cu B-N. M-P. M-P cu? B-N. Cu B-N. Da. Ba știi. M-P cu B-N. Sunt paralele. M-P de aici. Cu B-N, e congruentă. Nu, M-B-N. M-P cu B-N. Păi caut una de aici cu una din celălalt triunghi. Păi asta. Deci, eu vreau să arăt că triunghiul ăsta și cu ăsta sunt congruente, da? Și ca să fii congruente, trebuie să iau elemente dintr-unul și din altul. Și dintr-unul și din celălaltul, da? Și perechi. Și el a zis M-P, domnul profesor, și B-N. Nu, B-N a zis. A zis M-P cu M. M-P a zis cu B-N, domnul profesor. M-P cu B-N. Așa a zis, da. Bun. M-P, tu spui că asta cu asta. Asta, da. Ce motiv ai? Da, zi. Hai că știți. M-P este cât B-N. Pentru că sunt paralele. Că e... Că este social. E linie mijlocie M-P în triunghiul ABC. Păi da, M-P e la M e la mijloc, P e la mijloc, M-P e linie mijlocie. Și linia mijlocie este paralelă cu asta și jumătate, și jumătate din ea. Din ea. Și atunci clar că e cât bână. Deci M-P, bună dimineața. Da? M-P este jumătate din B-C, da? Dar cum nu era la mijloc, e clar că M-P e cât B-N. Și următoarea? Ca să fie congruente? Zice. A-P cu M-N. Și A-P cu M-N, corect. Bine. A-P, A-P cu M-N. Din aceeași motive, da? Da. Și cele două triunghiuri. Latură, 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 cazul care îi place mie. Da. Tu nu înțelegi minuna, nu? Nu. Hai să vedem, hai să vedem. Deci, A-M, minuna cât M-P, ai înțeles asta? Bine. Din ipoteză. Acum, de ce M-P e cât B-N? Aici e problema. Nu, atunci se spune că M-P ori 2 egal cu B-N, adică... Nu, cu B-C? De două ori M-P este cât B-C, da? Și cum N e la mijloc, înseamnă că M-P este cât B-N. Da. Și de ce n-ai înțeles că M-N ar fi cât A-P? Păi M este mijloc aici, N e mijloc aici, iar M-N capătă tot calitate de linie mijlocie. Între unghiul A, B, C? Da. M-N e linia mijlocie a lui AC, e jumătate din AC. Deci M-ul e mijlocul lui AP. M-ul e cât AP și M-ul e și cât BC, dacă... Deci M-ul este cât AP și cât BC, sigur că da. Dar până atunci cât... Până este și al linie mijlocie, copii? Da. Care? Până. Da. Și cu care e congruentă? Până cu B-M. Cu B-M. Sau cu A? Și cu A-M? Sau cu A-M. Deci toate acestea... ne vor ajuta foarte repede când ne apucăm de rezolvarea problemei. Deci, putem spune așa că avem A-M cât M-B, Miruna, vorbește, A-M congruent cu... Zianca, dacă n-ai... Văd eu, asta e cu M-B. Da. Din ipoteză. Din ipoteză. A-P cu M-B. A-P cu... Da? A-P. Cu M-N. A-P. Nu poate, cu M-N. Cu M-N. Miruna, e bine așa, da? Da. A-P cu M-N. M-N. Și M-N cu B-N. Da, da, nu trebuie să zicem de unde, domn profesor? Linii mei plăcii. Păi, A-B cu M-B din ipoteză. Da, și A-P cu M-N. A-P cu M-N din mijlocie. Linie mijlocie, da? În calitatea liniei mijlocii, bun. Da. Și a treia? Apoi, și B-N cu M-P. B-N cu M-P, B-N, B-N congruent cu M-P. M-P.
tot ca linie mijlocie. Și conform cazului de congruență latură. Latură. Rezultă triunghiile luate în discuție sunt congruente. Triunghiul A, M. Congruent, și nu mai scriem unghiurile, că nu prea ne interesează acum. Da, corect. Nu ne interesează, da. Dar B, M, N. Dar, copii, mai puteam face chestia asta și într-un alt mod. Nu latură, ci puteam să zicem așa. Din clipa în care am zis că A, M, cât M, B. Înseamnă că și unghiul și A, M, P cu B, M, P sunt congruente. Deci, două drepte paralele. Mergem să exploatăm ideea că sunt și paralele. Și înainte de o secantă, fac ca unghiul ăsta de aici cu ăsta de aici să fie congruente ca fiind unghiuri corespondente. Da? Ei, faptul că am paralela asta pe partea asta, da? Și tăiată de o secantă, înseamnă că deci am unghiul ăsta de aici cât ăsta de aici, aș mai vrea să arăt că și unghiul ăsta de aici cât ăsta de aici. Păi, din aceleași motive, ăsta două paralel și asta este secantă, unghiul de aici cu ăsta capătă calitate de unghiuri corespondente. Și atunci suntem în cazul unghi, latură, unghi. Da? Unghi, latură, unghi. Și suntem și cu unghi, latură, unghi. Ca și caz de congruență, da? Și iată că putem face și asta. Paralelismul, nu degeaba s-a făcut undeva. Deci linia mijlocie, că este paralelă cu a treia și jumătate din ea, este lucru foarte important de reținut. Așadar, ne-am dus aici. Ca să mergem mai departe la congruența cărea. Care e acum? Mă bână, deci fie triunghiurile. Mă bână și triunghiul. Până că. Despre cele două triunghiuri putem spune că au. Adică două cu trei, aproape că este congruent cu până că este congruent până că. Până că. Eu scriu după cum spuneți voi. Păi când congruentul? Mâncă. Până că. Din ce motiv? Păi, pentru că nu... Păi și la ce nu mai cum? Până că, până că. Ce cu tine, mă? Până cu nâcă. Cum până cu nâcă? Că tu iei latură din același triunghi. Noi l-am luat triunghiul 2 cu triunghiul 3 acum. Ce cu tine, mai? Mi-ai spus, eu am făcut ce ai spus tu. Păcă e cât mână. Deci ne ducem la triunghiul care e 2 cu 3, da? 3, da. Și păcă e cât mână. Bână. Bă, dar ce disperat. Doamne, parcă sunt... Haideți să vorbească cineva, cu ce vreți. Da. Bână. Păcă e cât mână, cât din ipoteză, da? Da. Cine vorbește? Uite, tu vorbești. Mihai. Din ipoteză. Și acum, păcăul ăla care ai vrut tu, cu cine e? Cu bână. Băi, copii. Cu abă. Cu mână, mai copii, ce-i cu voi? Băi, din triunghiul ăsta, luați elemente din triunghiul ăsta și de ăsta. Că trebuie să vă stai aici. Și s-a întrebat. Până că... Mă, bă, este congruent cu până. Mă, bă, cu cine? Cu până. Mă... Da, mă, bă, cu până, da. Mă, bă, cu... Până. La fel și amă cu până. Dar de ce motiv mă bâh e cât până? Pentru că e linie mijlocie. Fiindcă până e linie mijlocie. Și atunci la AB e paralel jumătate din ea. Și atunci mă bâh este cât bă mă și cât mă a. Dar pe mine nu mă frământă cât cu mă a, ci cu bă mă. Atât mă interesa. Și? Și păcăul ăla cu cine? Păcă ăsta cu apă. Cum cu apă, mă? Cu mână! Cu mână! Păi da, trebuie să luați... Păi tocmai s-a zis! Nu s-a zis. Tocmai trebuie luat elemente, un element din triunghiul ăsta și un element din triunghiul celălalt. Eu mă gândesc că sunt paralele. Asta e prima și a doua pentru că păcă împărțit la doi e mână. Păi da, jumătatea lui... Las mă gândesc și de acolo. Jumătatea lui AC este atâta pe cât și pe C. Dar e și mână, măi. Păi la mijlocul lui acest. Și uitați-vă că vă zice problema în ipoteză. Mână, linie, mijlocie.
Grafă. Deci, între unghi ABC, mâna e mijlocie și la fel celelalte, corect. În același motiv. Deci, avem acum ce? Hai să zicem, până când încă s-a spus, pe urmă. PC cât MN? PC, PC, congruent cu M, N. M, N. Din ce motiv? Pentru că MN este linia mijlocie. Sigur că da. Mână, linie, mijlocie. Apoi. Și M, P, C, P, N. Mă, nu, nu, nu. Mă, nu, nu, nu. Deci, mă, bine? Nu, nu, nu. Dar nu-i dintre unghiul ăla. Da, știu, mă uitam. E cu... Mână. Mână. Da, mă, până e mână la trecut. Dar noi mână și... Mână l-am pus cu... Mână l-am pus, da? Mă, bă, mai aveți. Zi, mă, ia, zi. Mă, bă, cu până. Păi zi. Mă, bă, cu până, da? Așa. Mă, de ce, Adi? De ce, mă, Andrei? Da, îl întreabă pe Adi. Că va vedea pentru doar. Că e linii mijlocii pe N. Cine? Pe N între unghiul corect. Da. Între unghiul ABC pe N. Nu să știi. Da? Deci M V congruent cu PN linie mijlocie. Cine? Până, da? Da. Și atunci, conform cazului, iarăși, latură, triunghiuri. Vă spuneam, cel mai rar caz folosit. Care îi place mereu. Da? Da. Deci cel mai clar. Deci triunghiul M, B, N. M, B, M, B, N. Congruent cu triunghiul P, M, C. P, N, C, parcă. P, P, N, C. Da? Bine, mai avem și cu M, P, N. M, P, N, cu cel din mijloc. Da. 3 cu 4, cum ar veni, domnul. Hai să vedem. Sau 1 cu 4. Care vor? 1 cu 4. Care vreți? 1 cu 4. 3 cu 4. Păi hai, pierdem. Deci fie triunghiurile. Deci, fie triunghiurile. Până că... Cine vorbește? Adi. Așa, fie triunghiurile A, P, M. A, P, M, da? Dar te-ai dus la 1. Da. O vrut 3 cu 4. S-a zis 3 cu 4. A, 3 cu 4. Păi P, C, M. P, C, M și triunghiul. Și triunghiul M, N, P. M, N, P. Vezi, pe astea două putem să zicem că aia să vedem. Hai, Adi, mână e cât? Mână e cât P, C. Da. Tocmai ce suntem ăsta mai sus. Mână cât? P, C, linie mijlocie. Mână cât P, C. Linie mijlocie. Că trebuie să zici linie mijlocie. Da. Mă pui da. Cât lăcă. Deci linie mijlocie, spunem, da? Mă pui. Mă pui cât lăcă. Mă pui. Cât lăcă. Da. Da. Tot linie mijlocie. Wow, ai zis tot ce mă pui. Mă pui este linie mijlocie. Cu năcă, domnul. Cu da. Linie mijlocie. Mă pui e linie mijlocie în ABC. Mă pui, da. Da. Mă pui. Și mai avem ceva. Linie. Până la latură comună. Până la latură comună. Până la latură comună. Până la latură comună. Deci rezultă că triunghiul luat în discuție sunt latură, comune. Latură, latură, latură. Uite, din asta vă dă mâine la test. Doamne, deci, dacă ne dă de asta, asta e super. Da, aici știu. Că nu degeaba v-a dat. Nu cred că o să ne dai eu. Da, 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 super. Să ne dăm exemplu. Păi nu trebuie să... Deci, da, s-a creat. Ați văzut și se mergea și pe varianta latură, unghi, latură. Nu? Da. Sau unghi, latură, unghi, mai bine. Da. Unghi, latură, unghi. Da? Și gata de la... Latură, unghi, latură. Deci, în cazul din cazul. Dar cred că nu le-a dat-o întâmplător ca să folosească asta, că e linie mijlocie. Da, da. Era la lecția cu linia mijlocie. Și ne dă din asta. Hai să vedem la altă problemă. Altă problemă mai aveți? Zi, Miruna. Un exemplar sigur să ne ia de genul ăsta. Da. Folosiți chestia asta. Deci, o problemă cu mediana eu aș vrea să fac. Țineți minte, vă va da în mod sigur, dar în mod sigur cu înălțimile. Și cu înălțimile sigur vă dă una. Și cu asta cu două probleme. Două venim mult și le împut pe toate. Deci, dar vă dă simple. Așa că nu vă mai... A, dacă ne dă simple... Ei, da, Adi, da. Nu mai gura e simple, Adi, încât să scriu două
da. O congruență de două triunghiuri și gata. Exact. Deci, să vadă câte ceva acolo, că știți. Mai ales asta, cu teoremele, da. Știi? Ce face bisectoarea? Bisectoarea împarte unghiul în două părți egale și punte de pe bisectoare să la egală distanță de, de ce? Laturile unghiului. La, dacă duci perpendiculara, da? Distanța înseamnă perpendiculara. Și dacă două trec printr-un punct care se numește cum? Cum? Ortocentru. Nu, ortocentru e la înălțim. Centrul cercului, circumscris. Înscris. Că e înăuntru. Deci mi-ai explicat și cum e asta cu circumscris. Mă, dar ieri am făcut asta, Andrei, de ce n-ai venit? Că uite, pierdem timp. Da, da. Nu e o problemă, facem păi, dar trebuie să facem o problemă, da. Puiule. Ziceți, zi-mi una problema. Dă carte. Dă, hai. Zic ce problema mi era. De la testul 3, pagina... Zic problema. Of, Miruna! Fie I un punct în interiorul triunghiului ABC, domn profesor. Da, fie I... 4, de la pagina 155. Aparține interior... 4 de la 155. Asta mi-ai dat. Triunghiului ABC. Ai lăsat-ți acum. Stai că poate asta e de olimpiadă. Exact. 128. 128 este... Nu este, mama, 128. Nu este 128. Nu ne-ai mai zăpăci. Te-ai pregătit de te-ai rupt. Hai, eu zic asta, de la 155. Da. Deci, fie I, mai cred că-s grele, un punct în interiorul triunghiului ABC, astfel încât BI și CI sunt bisectoare. BI. Așa punem, da? BI și respectiv CI. Bisectoare sunt acestea, da? Da. Bun. Așa. Pe prelungirile laturilor AB și AC se iau punctele D, respectiv E. Hai să facem figura. Este un triunghi la întâmplare, un triunghi oarecare. A, B, C. Și să ducem din B și din C bisectoare. Acum am putut. Da? Din B și din C bisectoare, ca să... Punctul E să nu luăm la întâmplare, tocmai să fie rezultat al intersecției bisectoare. A doua. Deci bisectoarea din B, bisectoarea din I. Nu o să le dea așa de greu. Ce nu din I? Deci din B, atenție, din B bisectoarea, din una, și din C bisectoarea, ele se întâlnesc în punctul I. Autorul spune, fie I un punct din interiorul triunghiului, așa încât BI și CI să fie bisectoare. Păi și atunci obligatoriu și... AI tot bisectoare. Da. Deci AI tot bisectoare, dar nu o duce. Că nu știu, nu știu ce ne spune problema. Nu știu dacă va fi cazul, să o ducem, o facem. Pe prelungirile laturilor AB și AC se iau punctele D, respectiv E. Pe prelungirile laturilor AB... AB mai întâi, da? AB și AC. Când am prelungit laturile, nu mi s-au spus în ce parte. Deci pe prelungirea laturilor AB și AC se iau punctele... D și respectiv E. D? Adică punctele unde s-au intersectat. S-au intersectat în A. Da. Da? Bisectoarele unghiurilor D, B, C... Stai să vedem unde vom pe D și pe E ăsta. Mai citește-mi încă o dată. Deci, pe prelungirile laturilor AB și AC se iau punctele D și respectiv... AB, spune, pe prelungirile lui AB, da. La A spre B, da? Se iau un punct aici. D. Și pe AC se ia E. Un punct E. E. Da? Deci, înțelegem așa. Când zice... A, pe prelungirea lui AB, adică plec din A spre B și o prelungesc, da, pe B, se iau un punct D. Din care se iau un punct E. Da. De acord, da? Da. Bisectoarele unghiurilor D, B, C, D, a lui D, B, C. Da. Adică bisectoarea unghiului acesta. Da. Da, deci bisectoarea unghiului acesta. Și E, C, B. Și a lui E, C, B, da, și a lui da, exterior, da. Se intersectează în T. Se intersectează în punctul T. T.
Așa. Arătați că punctele A, I și T sunt coliniare. A, I și T sunt coliniare. Coliniare. Păi, cum ești? Trebuie să demonstrăm că sunt pe aceeași dreapă. Da. Păi, de sens se vede. Păi, ce vede? Dar trebuie să demonstrăm. De sens se vede. Da? E cam grea, m-am dus la o problemă de orientare, nu? Nu. E o problemă care, pe care putem face. Dacă eu să nu mai răspund în numele noastră. Scoi, dar putem face. Putem face, simt. Hai zi. Chiar hai să vedem ce puteți voi sesiza aici. Deci, tu ai spus că sigur ai ai e bisectoare. Corect. Din ce motiv ai spus că e bisectoarea lui A? Păi dacă avem deja două bisectoare, din a trei e clar. A treia e tot bisectoare. A treia e tot bisectoare. Asta e fără discuție, da? Regulă de aur. Deci regulă de aur, cum spuneți voi. Ei, acum, dacă am putea arăta că bisectoarea asta a lui A trece prin T, e gata problema. Da? Deci dacă arătăm că trece prin T, e gata problema. Cum să arătăm că trece prin T? Dar T ăsta nu e un punct la întâmplare. Nu, la intersecția la alte două bisectoare. E la intersecția bisectoarei acesteia. Cu bisectoarea cealaltă. Cu bisectoarea aceasta, de aici. Deci, el, punctul T, are o calitate foarte importantă. Intersecția a două bisectoare, ce fel de unghi este acesta pentru triunghiul ABC? Cum îi zicem unghiul de aici? Obtuz unghi exterior, mă. Este unghi exterior. Exterior triunghiului ABC. Deci pentru triunghiul ABC, uite-te, Adi. Unghiul CBD, CBD este exterior. Este în exteriorul triunghiului de sus. Tot așa pentru triunghiul și unghiul B, C, E. E tot exterior. Tot unghi exterior. E, aici vreau să văd dacă vă prindeți T acesta, ce calitate are. Deci este intersecția celor două bisectoare. E în mijlocie. Nu, adică, nu mai arunca. Da. Nu mai arunca vorbele, știți, dacă... Numai dacă avem ceva temei. Când ai pronunțat cuvântul linii mijlocie, trebuia să te gândești că acest lucru ai voie să-l spui, numai dacă ar fi fost mijloacea aia două laturi. Să fie avut niște mijloace pe acolo, dar așa să întâlneți intersecția două bisectoare, nu are rost să spunem linii mijlocie. Cineva mă spunea despre... Centrul cercului X înscris. Eu ziceam. Alo? Bună seara. Ovidiu, sunt într-o lecție acum de matematică. Nu pot să-ți răspund. Mâine mă suni, dimineață, da? Bine, bine. Până la 9, da. Da, revedere. Deci, ce era ăla centrul ce? Intersecția bisectoarelor interioare ale unui triunghi ne indică un punct foarte important numit centrul cercului înscris. Adică, dacă am duce perpendicularele din punctul I, perpendicularele duse pe laturi devin raze. Ele asta de aici este cât asta de aici. Pentru că e pe bisectoarea asta. Și ai spus tu, adică sunt punctele pe bisectoare, sunt la egală distanță de laturile unghiului. Și ăsta, dacă îl duci, e la egală. Și ăsta e la egală. În final, punctul acesta, I, până la, ducând perpendiculara până aici, segmentul ăsta de aici e cât segmentul ăsta de aici. Dar fiind I și pe bisectoarea asta, segmentul de aici e cât și ăsta de aici. Și atunci, ăsta devine raze și se poate trasa un cerc cu centru în I
care să fie tangent la laturile triunghiului, chiar în punctele de tangență, da? Chiar în punctele de tangență. Este, deci centrul cercului înscris. Asta la bisector, la ABC, în triunghiul, da, ABC. Pentru triunghiul ABC. Da. Dacă însă duc o bisectoare a unghiului exterior și o alta a unghiului interior, se găsesc pe bisectoarea asta, ce se întâmplă? Când se întâlnește bisectoarea unghiului interior cu a unghiului exterior, iată că, pentru că e bisectoarea unghiului acesta, B, C, E, da, orice punct de pe bisectoare este la egal distanță, adică distanța asta e cât asta. Nu? Mm-hmm. La fel distanța, dacă e un alt punct, distanța asta este la fel cât distanța asta. Da. Și I și T până aici e cât asta de aici. Pentru că toate punctele bisectoare sunt la egală distanță de laturile unghiului. Unghiul ăsta exterior, B, C, E. Nu? Ăsta este unghiul. I-am dus bisectoarea și el e compus de toate punctele la egală distanță de laturi. Da? Ducând și bisectoarea unghiului din A, distanța de la laturi, distanța de la punctul respectiv timp pe bisectoarea asta e la egală distanță, punctul ăsta este la egală distanță și de latura acestui unghi. Adică T de aici, T R, să zic aici, și cu T M, da? T R cu T M sunt egale. Da. Eu am spus că T R și cu T care? L. T L iar sunt egale pentru că am vorbit de bisectoarea unghiului ăsta. Corect. Și atunci eu voi putea duce cu vârful în T un cerc care va fi în afara triunghiului. Deci cercul care îl duc nu mai este ăsta înscris în interior, ci este în exteriorul triunghiului. Da. De aceea se numește triunghi ex înscris. În exteriorul triunghiului. Dar este tangent la laturi. Va fi tangent la R, va fi tangent în L și în M. Deci va fi vorba de un cerc, uitați așa, care va fi în exteriorul triunghiului, respectiv se cheamă triunghi ex înscris, în exteriorul triunghiului. Deci vorbim de triunghiuri înscris, ex înscris, dar el presupune intersecția dintre bisectoarea. Circumscris înseamnă care trece prin vârfurile triunghiului, da? Prin vârfuri, circumscris, da? În momentul de față, bisectoarea unghiului A și cu bisectoarea unghiului C determină un alt punct, să zicem, da? Nu neapărat T-ul ăla. Dar el, ele, determină în mod sigur centrul cercului ex înscris. Da? Ex înscris. Bisectoarea unghiului, bisectoarea unghiului C, B, M, adică bisectoarea asta. B, D, da. Și cu bisectoarea unghiului A, determină din nou centrul cercului ex înscris. Aceluiași cerc. Este același cerc care este la egală distanță, nu distanțele, și este același cerc. Cum centrul unui cerc este unic, înseamnă că el, T, acesta, este și pe bisectoarea din A. Corect. Și atunci punctele A, I și T sunt coliniare. Pentru că noi trebuia să ghicim, să înțelegem că e vorba de faptul că acest T este intersecția bisectoarei unghiului exterior și bisectoarea unghiului celuilalt exterior. De aici, exterior,
Deci e vorba de centrul cercului ex înscris. Asta trebuia să sesizăm. Nu să văd, era de olimpiadă, eu n-am sesizat, acum... Da, deci... De la 128. Nu, de la 149, o zi, testul care? Testul 3. Testul 3, ce exercițiu? Da, fie între unghia BC și desimetricul lui B față de AC. Hai să vedem. Haideți mai ușurele așa. Da. Aici repede. Trebuia să arătăm că A, I și T sunt... Unul de la pagina 150. Da, copii. Sunt coliniare, pe aceeași dreaptă. Toate sectoarele unghiului B. Unul de la 150. Testul 4. Tot? Nu, drag, începem cu 1. Fie triunghiul ABC. Începem cu ultimul. Și D, simetricul lui B, față de AC. Deci fie triunghiul ABC. Și D, simetricul lui B, față de AC. Da. Deci am să scriu ipoteza și uscat. Deci fie triunghiul ABC. A, B, C. Și D, simetricul lui B, față de AC. De AC. Hai să desenăm un pic ca să-mi dăm seama cum am gândit problema. Triunghiul A, B, C. D, simetricul lui B. Și D, simetricul lui B, față de AC. Față de AC. Ce înseamnă simetric, copii? Simetric, da. Luăm la egal distanță de cât e... Deci ducem din B perpendiculara pe AC. Da? Din B perpendiculara pe AC. Și mai ducem o dată. Și mai ducem exact cât e distanța asta. Încă o dată o prelungim. O notăm cu M sau? Cu M, să zicem, da? Și mai prelungim deci, o dată. Deci cât am spus acum, fie D, parcă mi-ai spus. D simetric. A, D? Da. E D. Așa, deci, D simetric. Așa. Fie D e mediană între unghiul D, T, C. D e mediană între unghiul D, T, C, unde T este intersecția lui B, D cu A, C. B, D cu A, C, deci cu T, da? Da. Deci fie... D, E, mediană, între unghiul D, T, C. D, T, C. Da. D, E. D, E, mediană. Ce face mediană? Împarte unghiul în 90, în unghiul de 90 de grade. Mediana, copii. A, nu, D, are... D, T, C. Este perpendiculară de în vârf pe latura opusă. Mediană. Latura de la bază, e mis obținut. D, E. D, E este... Mediană. Da. Ne uităm la triunghiul D, T, C, ne uităm. Da. Și D, E este mediană. Ce face mediană? Unde-i D? Pleacă din D. Pleacă din D și unde se duce? Pe latura opusă unde? Mediana ce face? Deci. Copiii, am învățat ieri. Ce face mediană? Știu, dar nu înțeleg cu problema asta. Păi să vedem. Hai să vedem. Dar într-un triunghi are întâmplare, Miruna. La mijloc, mamă. Uite, A. A, B, C, mijloc. Este perpendiculară pe mijlocul. Dar nu-i perpendiculară, măi. Că nu-i înălțime. Luăm B, C, mijlocul lui B, C. Și aici, asta e mediană. Exact, și asta e mediană. Deci de B făcut mijlocul. Și acum triunghiul D, T, C. Luăm mijlocul lui T, C, mamă. D, T, C. Luăm mijlocul lui D, C. Lui T, C. Ca să ducem din D, mediană. Păi dar din D, D e, mamă. Da? Deci mijlocul lui T, C. Îi notăm cu E. Și D e asta, mediana asta, ce face? Ce face între unghiul D, T, C? T, E, de exemplu, că tot cu E o să fie egal pe C. Așa, E aici, da? T, E este cât e C. Și E, F, înălțime, între unghiul D, E, C. Unde F e aparține lui D, C. Deci E, F, înălțime, înălțime între unghiul D, E, C. Deci din E ducem perpendiculara. Pe DC. Pe DC notăm cu F. Realizați un desen corespunzător și scrieți construcțiile pe care le-ați făcut cu ajutorul simbolurilor matematice. Ce să facem? Să facem desen, adică și să... Deci nu ne cerea să demonstrăm nimic.
Vreau să scriem cu simboluri matematice. Vreau să vadă dacă știți. Să ne ajute Domnul să avem de asta. Să transcriem ipoteza. Deci, cu simboluri matematice. Trebuie. Cum scriem ca să înțeleagă cel care urmărește așa ceva. Deci, fie D simetricul lui, lui B față de AC. Ca să spunem simetric, înseamnă așa. Ia să văd, spuneți-mi voi cum scriu. Că D, E, B, E o să fie egal cu A, E. Cu E? Nu B, E, mamă. B, T e acolo. Așa, T, uite, asistia. B, T. B, T. Da. Mai întâi zicem că B, T, B, D e perpendicular pe AC. Da. Deci, e important. B, T e înălțime. B, T, perpendiculară pe AC. D, scrim așa, D simetricul, metricul lui B față de față de AC. AC. Se traduce matematic prin simboluri în felul următor. B D i perpendiculară B D B D toată. A, toată. Da. Da? B D i perpendiculară pe AC. B, D se intersectează cu AC egal cu punctul T și T ăsta nu este la întâmplare, ci B, T și și B, T segmentul B, T e congruent cu segmentul T, D. Deci faptul că D e simetricul unui simetricul unui punct față de o dreaptă, scrim că cele două drepte sunt perpendiculare, scrim că s-au intersectat într-un punct și că BT este cât D. Acum, D este mediană între unghiul D, T, C. D e mediană între unghiul D, T, C. Înseamnă că faptul că D e, scrim în cuvinte și pentru adică, D e mediană în triunghiul D, T, C. D, T, C. Unde D, T, C, C. Este egal cu intersecția dintre B, D și AC. Așa, s-am spus. L-am punctat pe aici. Da. Echivalent în simboluri, cu simboluri, scris așa. D e mediană înseamnă că D e intersectează T, C. D e intersectează pe cine? Pe TC egal mulțimea formată din punctul E așa încât eu e la mijloc, trebuie să spunem. T e congruent așa cu T e congruent cu EC. EC. După aceea avem EF înălțime între unghiul D, E, C. Mai am că EF înălțime între unghiul D, E, C. Faptul că E, F înălțime D în triunghiul D, E, C, unde F aparține lui D, C. Echivalent cu scrierea că C D e perpendiculară D e perpendiculară pe D, C. D, D, E, nu D, E, 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 F, nu? E, F, e perpendiculară pe D, C. E, F, perpendiculară pe D, C. Atât. Faptul că e înălțime, perpendiculară dintr-un vârf pe la propus. Asta e înălțimea. Adică definițiile acelea, vreau să vadă. Vreau să vadă, știm ce e înălțime, știm ce e mediană, da? Toate așa. 3 de la 150, haideți să facem și o problemă ușoară. Între unghiul ABC. Cât este ceasul? 44. Între unghiul ABC. Deci între unghiul ABC. ABC. Fie mediana CD. CD mediană. G punctul de intersecție al medianelor triunghiului. Deci, hai să desenăm triunghiul. Triunghiul ABC. ABC, CD mediană, da? CD mediană. Ce înseamnă
ce de median. Adică dacă unește vârful cu mijlocul. Cu mijlocul laturii opuse. Deci unește vârful cu mijlocul laturii opuse. Ce de median. Mediană. Și nu neapărat să-i spuneți la nu, nici formula triunghi este, numai dacă triunghi este isoscel. Și G, punctul de intersecție a medianelor triunghiului. Adică mai duc încă o mediană din A bunoară. Și mai duc și una și din G. Da? Isoscel numai una. Da. Numai una. Să intersecție punctul G. Centru de greutate. E centru de greutate. Așa. Cunoscând că CD plus DC CD plus CD plus DG egal cu 60 de centimetri. G. G egal cu 60 centimetri, să se calculeze CD. Deci CD plus DG DG egal cu 60 de centimetri. Suma, da? Da. 60 cm. Să calculăm numai CD. CD. CD plus DG. De o aici, unde-o țicat, da? E ușoară? Să mai zic jumătate, să calculăm CD-ul sau... Păi da, CD-ul să o calculăm. Știm că CD plus, plus DG plus e 60. CD asta. Toată plus, plus, plus asta. A, eu, deci știu, GC este egal cu D... nu, D, ba da, GC este egal cu DG ori 3. CG este egal cu 40 de centimetri. Irina, autorul spune că CD, dar tu în loc de CD poți să spui CG plus GD. Da. Că nu, păi ea vreau să zică că GD, C, G este de două ori cât DG. Este de două ori cât DG, dar acum ajungem acolo. Exact. E pur și simplu, este atât ce spuneți voi că știți asta, dar acest lucru nu vi-a fost demonstrat riguros. No. Dar pur și simplu v-a dat acest răspuns. Știu că e la o treime. E o treime de bază și două treime de vârf. Așa. Dar autorul aici nu forțează mâna și spune CD plus GD. Și în loc de CD, tu poți să o rupi ca fiind CG plus GD. Deci ca și cum ar scrie că e CG. Hai să spunem așa, CD-ul este egal, să scrim deoparte, CD este egal cu CG plus GD. Da? Și acum, în loc de CD, mă duc și înlocuiesc. Și vine CG, uite, da? CG, plus... 2 ori... CG plus GD. Plus GD. Și plus din nou GD. GD. Este egal cu 60 cm. Plus DG, da. Egal cu 60 cm. Adică CG plus GD ori 2, egal cu 60 cm. Deci CG. CG plus de două ori CD, DG, DG, egal cu 60 cm. Și noi trebuie să aflăm pe cine? Pe? CD. 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 CG plus DG. Egal, CD. Aș vrea să văd dacă reușesc să nu folosesc... deci nu, nu, noi trebuie să aflăm pe ce, ce pe ce, nu, pe ce de. Pe ce de toată? Pe cea, da, pe toată. Păi ce pe ce de o aveam? Nu aveam, o aveam pe ce de plus de e, plus de g. Așa. Deci nu pe ce de trebuie să o las. Da. Așa. G de. Deci vreau să văd dacă pot să folosesc chestia asta fără să folosesc de o treime. Aici e problema. Dar am impresia că... 4DG egal cu 60 cm și la aflam pe DG? DG? Nu, nu avem șansă. No. Trebuie să folosesc că DG este o treime din tot DC-ul. Trebuie să folosesc asta. Păi da. CD este egal CD cu... CD este egal cu... 3... Așa cum a zis n-a. E egal cu C... Nu, no, egal cu no, C... Nu, 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 am altceva de asta. Deci DG-ul... Este o treime, ai zis bine, Mirna, da? De ce este o treime din tot de ce-ul? CD. Da. Să zicem de ce împărți la 3. Ori de ce împărți la sau o treime din de ce, da? Și acum eu mă duc și în loc de DG, pun o treime din de ce. Și voi avea un CD plus o treime din de ce, fac 60.
la CD, plus o treime din DC, ca 60. Aduce tu la aceeași unitate? Așa, deci vine 3 CD, plus 1 CD, egal cu 180. 180. 4 de CD este egal cu 180. Unde simplu CD, 180 împărțit la 4, face 45. Nu. Da. Și deci, nu, trebuie să te procedele la astea, nu am fost atent. Acolo am credeat că pot să demonstrați. Mai facem una scurt, așa? Fratele, trebuie să ajung la fratele. Ah, da? Ok. 50 e. Oprim? Da. Mie îmi calați, mă rip pe profil online. Așa, bună. Like, share, story.